Denis, îți era dor de o nouă pauză concesională? Da, mi-era dor de România și de națională, să zic așa. Abia aștept să mă văd cu colegii și să jucăm din nou împreună. Care sunt discuțiile așa dintre voi? Deja se apropie ușor, ușor Euro. Da, imediat trece timpul. Sunt foarte importante aceste două meciuri, trebuie să ne pregătim bine, să ne impunem jocul, ca să zic așa, și să demonstrăm că putem să ne batem cu orice adversar la Euro. Cum crezi că va fi atmosfera la acest prim meci jucat acasă, al doilea va fi în Spania? Am înțeles că s-au vândut toate biletele. Cu siguranță acum publicul a venit mult mai aproape de noi, simțim lucrul acesta și le mulțumim foarte mult. Cât de important ar fi două rezultate pozitive, mai ales acum înainte de Euro? Cu siguranță. Noi mergem să câștigăm ambele meciuri. Acum depinde și de adversar ce probleme ne vor pune, dar noi cu siguranță vom da totul. Entuziasmul e așa de mare încât va apărea și un film cu calificarea voastră. Ai văzut? Da, am văzut. Am aflat și eu recent. Dar ce să zic? Voi n-ați știut de filmările astea? N-am știut. Acum două săptămâni am aflat și eu. Nu știați că sunteți monitorizați la fiecare? Nu, chiar nu știam. Cred că va fi foarte frumos. Suntem bucuroși că cei din staff au reușit să facă treaba aceasta și să vedem ce va ieși. Simți că această generație poate să facă ceva măresc la acest campionat european? Tot vorbește că putem trece de grupe, avem o grupă ok. Da, și noi simțim același lucru. Sperăm din tot sufletul să reușim să jucăm cât mai bine acolo și să trecem de grupe. Tu ești unul din cazurile fericite de jucători care au meciuri în picioare, pentru că foarte multă lume critică națională că jucătorii nu joacă și ne va fi greu la Euro. Cum vezi toate astea? Avem timp să ne pregătim până atunci. Avem o lună cantonament și cu siguranță toți vom fi la același nivel la începerea primului meci. Tu cum ești după un meci nebun cu Al Sadd, cea mai bună echipă de acolo? Ați avut 2-0? Da, am avut 2-0 la pauză, ne-am întors în 5 minute, cred. Așa este fotbalul acolo. Dacă nu ești concentrat 2 minute, e 3 goluri. N-ai ce să faci. Ai aflat ce au făcut și prietenii tăi de la Sadd? Da, m-am uitat la rezumat. Și? Mă bucur pentru ei că au câștigat. Ei acum sunt buni în meciurile tari, în play-off. Le urez succes și de ce nu poate să se bată din nou la campion. Da, înainte de decolare i-am scris felicitări. Mă bucur pentru el și sper să facă play-off-ul care l-a făcut și anul trecut, în care a marcat foarte mult. Cum vezi acum această luptă la titlu, după rezultatul de aseară? Păi, nu știu. Am spus și data trecută, FCSB mi se pare favorită la titlu. Dar nu se va ști niciodată, să vedem ce vor face și ei. Dar cum e campionatul ăsta? Pierde 4-0 cu Rapid, apoi Rapid pierde acasă cu Farul, e da, carusă. Cred că a fost o întâmplare meciul cu Rapid. Au arătat că sunt o echipă bună și că merită să fie pe primul loc. Cum ai primit vestea că ai câștigat procesul în sfârșit? Păi a fost data trecută asta. Păi știu, dar... Îți dai seama, bucuros, am primit și banii, sunt fericit, da. Ce vei face cu banii? Nu știu, o să investesc, îți dai seama. Tu mai ai contract până în vară, te gândești să continui acolo sau să mergi la o revenire din nou în Liga? Aștept ofertele. Întâi mă gândesc la Euro și după voi vedea ce voi face. În Turcia mai merge după tot ce s-a întâmplat? Vin cam greu banii de acolo. Da, nu cred că m-aș mai duce în Turcia, sincer. Mulțumesc!